Salut, prieteni! Sunt Marius. Încep astăzi pentru voi o serie de filmulețe în care vreau să vă vorbesc despre rutere și despre modul de configurare și modul în care acestea pot fi folosite. În acest prim filmuleț vreau să vorbesc despre rutere în general și am aici trei tipuri de rutere. Acesta este un router dintr-o generație mai veche, care are doar, din păcate nici măcar nu e trecut pe spate. Are trecut aici 11G. Deci este dintr-o generație mai veche, care nu are o rată de transfer extraordinar. Funcționează pe undeva pe 54 de megabits pe secundă. Și, practic, reprezintă începutul routerelor. Acesta este un router de la Rom Telecom, care este un router B, G și N și care are o rată de transfer de 270 de megabits pe secundă. Iar acesta este routerul pe care l-am prezentat într-un filmuleț anterior, care are 300 de megabits pe secundă rata de transfer și care este la fel ca și cel de la Rom Telecom cu normele B, G și N. Trebuie să știți că urmează să apară o nouă normă de transfer care se numește AC, care permite într-adevăr rate de transfer și viteze mult mai mari. Acum, personal, nu știu ce să vă spun dacă este cea mai bună soluție, pentru că aceste aparate emit și recepționează unde. Dacă modulul Wi-Fi pe care îl aveți în laptop este relativ mic și are o putere relativ mică, acestea emit cu o putere relativ mare. Nu știu cât e de sănătos pentru organism, ca pe termen lung, nu știu, 20-30 de ani să fii iradiat, să fii supus unei asemenea surse, fie ea și mică, de radiații. Aș vrea să vorbim despre conectivitatea lor mai apoi. Există două tipuri de rutere. Rutere care au și modem, cum este cel de la Rom Telecom. Da? Deci avem o intrare pentru DSL sau o intrare RJ11 și intrări sau ieșiri de, în acest caz sunt doar ieșiri, acesta fiind un router configurat special pentru Rom Telecom. Da? Intrări sau ieșiri RJ45 sau Ethernet. Un alt tip de router este cel care are doar intrare de internet, intrare LAN și ieșiri LAN, toate fiind RJ45. Deci, practic, un asemenea router nu poate fi folosit pentru a prelua internetul, ca să spun așa, în mod grosier, de la Rom Telecom în mod direct. Deci nu poți să-l leg direct cu intenția de la Rom Telecom decât dacă de la Rom Telecom primesc un cablu cu o mufă RJ45. Din punct de vedere al antenei, sunt două tipuri de rutere. Sunt rutere care au antenă internă, cum este cel făcut pentru Rom Telecom, și rutere care au antenă externă. Antenele de acest tip se numesc omnidirecționale, pentru că practic emit și recepționează de pe orice direcție. Însă există, ele fiind detașabile, există și se pot înlocui acestea cu antene unidirecționale și chiar antene amplificate. Există situații în care sunt două locații la, nu știu, 300 de metri una de cealaltă, în care caz, practic,
Nu se poate trece un fir, pentru că și firele, transmisia pe fir are limitările ei, mi se pare că undeva la 100 de metri, fără amplificare, evident, fără puncte inteligente intermediare. Și atunci folosești un router care are o antenă unidirecțională sau chiar antenă amplificată. Și în acest fel poți să transferi semnalul dintr-o parte în cealaltă fără probleme și ajunge fără, cu putere și fără pierderi. Cam aceasta a fost o mică introducere referitoare la rutere. O să urmeze un nou filmuleț în care o să vă vorbesc despre canalele pe care emit aceste rutere, despre modul de setare de bază și despre modalități în care vă puteți apăra, proteja de vecini răi, rău intenționați sau, mă rog, nu neapărat vecini, de oameni rău intenționați care pot încerca să intre în rețeaua voastră, să folosească datele voastre și așa mai departe. Ne vedem în filmulețul următor. Ciao!